Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou video cu un invitat special chiar aici la mine. Bineînțeles, probabil știți majoritatea, dacă nu știți, el este Sorin Orzanimale. Orzanimale, nu Orzanimale. Orzanimale. Exact. Da, și bineînțeles, după cum v-am promis, urmează împreună o serie nebună de challenge-uri. Și nu numai, bineînțeles, și vloguri cu animale și vloguri cu toate felurile de vloguri. Așadar, am rugămintea să bubuiți butonul de like, să adunăm 20.000 de like-uri. Rupeți, dați acolo like jos, minim, repede. Pentru challenge-ul ăsta și pentru cele care vor urma, o să facem două părți, ca să știți încă de la început. Deci o să fie prima parte acum la mine pe canal și a doua parte la el pe canal. Exact. Pentru că ne-am gândit la un challenge, sincer nu știu dacă l-am mai văzut. Când a venit la mine, i-a spus, băi, facem asta, asta, asta. Nu știu dacă l-a mai făcut cineva până acum, dar cu siguranță... Pare destul de interesant și cred că o să fie foarte cateringă. Cateringă, o să fie foarte nebunesc. Da. Așadar, sperăm să vă placă. După cum vedeți în titlul, sau nu știu ce o să pun în titlu, ideea este că noi va trebui să imităm animalele, să imităm sunetele animalelor sau diferite sunete de împerechere, să le zic așa, nu știu exact. Mai exact avem fiecare câte o foaie, o să facem bilețele. Eu o să fac 10 bilețele, el 10 bilețele. Nu o să știm ce a scris fiecare. Exact. Putem să nimerim un bilețel chiar de al nostru, pentru că o să le punem pe toate în acest bol. Și putem nimeri chiar un bilețel de al nostru. Dar ideea este că noi va trebui să punem niște orice fel de sunet de animal, mai exact de găină, de, nu știu, de cocoș, de câine, de psică, de elefant. Să încercăm să le imităm cât mai bine. Cât mai natural, da. Să fie cât mai original. Să iasă din inimă. Da, din inimă. Din adâncul inimii. Ideea este că poate să fie ca exemplu. Poate să cadă, nu știu să zic, o pisică în călduri sau o pisică trist. Speriată. Sau da, speriată. O pisică, nu știu, turbată. Ceva de genul ăsta, adică poți să scrii ce vrei tu. Ce vrei. Nu doar pisică, să imiți pisica, să imiți o pisică care face într-un fel anume. Da. Sau eu, nu știu, să imiți leu, da. Orice fel de animal. O să... Animal, pasăre, pește, crocodil, reptil, ce vrei tu. Nu putem să punem așa, tu ai zis că punem 10, nu? 10, eu 10. Putem să punem 5 animale normale și 5 chestii, gen... Adică să fie tu. Animalul normal, animalul sunetul, normal în sine, sunetul în sine, sau și alte 5 animale să fie unul, ba, da, burta, ba... Ok, exact. Ok, deci o să facem 10 acum, adică o să fie 20, fiecare o să trag câte 10. Da. Și după care la el, pe partea a doua, o să facem alte 10 animale diferite, da. Pentru că sunt foarte multe, enorm de multe animale. Gata, avem aici cele 20 de bilețele. Nu știm ce și cum, decât ce a scris fiecare. Exact. Așadar, încă o dată, apăsați pe like dacă nu ați făcut-o. Vă cer asta pentru că altfel YouTube-ul nu ne ajută și pe noi, măcar atât. E gratis să dai un like, să dai un comentariu, să te abonezi. Și pe clopoțel. Și pe clopoțel neapărat. Pentru că altfel YouTube-ul nu recomandă altor persoane să se uite la noi. Așadar, dacă o să vă placă, vă rugăm foarte mult. Hai să începem. Bun. Băgăm mâna amândoi. Ne uităm la cameră? Da, la cameră. Hai. Bagă tu, ia unul. Așa. Ia să iau și eu unul. Mă uit? Iau pe ăsta. Da, hai să ne uităm. L-am luat până de al tău. Tu de-al meu? Porc? Stai un pic. Porc la... Ce pune? Hă? Porc la... Porc la tăiere. Porc la tăiere? Și aici câine înfometat. Deci arată bilețelul. Deci, da. Câine înfometat. Și porc la tăiere. Porc la focusează... Nu prea focusează, că e biletul mic, dar asta se focusează. Deci, câine înfometat. Și porc la tăiere. Bă, cum face porcul la tăiere? Să-mi bat picioare. Nu știu, am zis unele, dar nu prea am... Bunica mi-a tăiat porci acum mulți ani, 15 ani, și eram și eu acolo cu ei la țară și țin minte ne făcea o cruce pe frunte, dar nu mai țin minte cum... Bine, cred că de cât poți să vin. Începe să vă încep. Hai să facem... Nu. Ei, nu contează. Hai, începe. Hai ceva de genul. Nu știu, cam așa ceva, nu? Bă, nu știu cum e. Nu, stai că nu știu. Păi țipă. Da, țipă. Când e tăiat, țipă. Bă, lasă. Stai că acum mie vine sură de rai, să încep, am... Câine fometat. Câine fometat, după aia fi. Ia. Stai că îmi vine să râd.
Da, asta ai făcut bine. Ai bun? A ghicit. Cerșea mâncare. Spuneți voi care a fost mai bine dintre ce. Câine fometat sau... Ok. Porul la tăiere. Nu, le lăsăm aici. S-au acolat. Hai. Runda 2. Ia să vedem. Hai. Iată primul. Am nimerit de-a meu. Și eu tot al tău. Pune maimuță, maimuța capucin. Maimuță capucin. Iar eu, cocoș. Vede. Maimuță capucin. Cocoș. De data asta zice animale simple. Da, știu da. Ce maimuță e bine, dar da. Nu are un, maimuța un sunet capucin. Anume. Toate au, da. Acum nu știu. Hai, începe totul. Încerc să mă abțin să-mi mai arăt. Cocoș, stai că-ți răgușit. Da, mai. Făceam bine cocoșul, dar acum nu dracu. Ia. Mai fac la... Acum să răgușit. Bă, omoare cocoș în curte. Câți ai? Mulți, nu. Are mulți, deci știe sunetul, știe dar bine. Dar nu pot, acum făceam mai bine, de serios, făceam bine. Ce că... Asta e gătuit. E răgușit. Ok. Dubla. Dubla. Următorul. Next. 3. Hai. Așa. Bun, am luat și unul tot al tău. Taur, am luat de tine. Taur. Al meu? Taur? Eu curcan. Curcan? Curcan. Și taur. Ok. E bine să lumic nu focusează. Adică focusează fața. În fine, curcan. Taur. Nu faci taur. Nu știu. Ei nu fac așa. Ba da. Și el, ceva da. De suflă. Suflă, da. Suflă, atacă. Suflă. Curcană. Stai. Ceva de genul, nu? Bă, eu când eram mic, mă speriam maxim de curcan, aveau un fățișar așa, nu știu, un fierătoare și mă speriau la, deci la maxim. Dar acum e bă. Le-a târnă lindicul ăla pe nas, da, pe jos. Exact. Aduc acum unul. Sunt ciudat rău de tot. Ok, asta cred că e și mai bine. Da. Următoarea. Al patru. Deci, nu uitați, smash the like button. Like. Deci, tot al tău. Da, meu, da. Tot al tău. Porc castrat. Elefant în călduri. Elefant, deci porc castrat, fiți atenți aici, focusează te rog. Eu nu mai arăt că nu focusează, că e da, bine deci, tu micuț. Elefant castrat. În călduri. Ok, hai, porc castrat, bagă tu. Bă, dați răgușita, mă. Stai, că nu-mi dați seama. Tai, la montaj. A rămas fără bine. Hai să râd. Nu pot, mă. Nu pot. De cât e bine, adică n-a. Nu pot. Băi, imitam bine, bă, jur că înainte făceam bine pe multe animale, dar mă, nu mai pot. Bine, porc castrat, nu știu cum fac. Nici eu nu știu. Pe net. Ok, eu aveam elefant în călduri. Ceva de genul. Fii atent aici. Cum ar fi în călduri? LOL! L-a făcut la perfecție, frate, chiar zici că ești un elefant, serios. În căldură, nu știu dacă, da, nu știu cum face elefantul în căldură, dar okay. E bine. 5. Am amețit, acum bă, am suflat prea mult și am amețit. 5. Ăsta e de-al meu. Oaie turbată. Oaie turbată. N-am văzut niciodată oaie turbată. Oaie turbată. Oaie turbată. Oaie turbată. Câine speriat. Câine speriat. Câine speriat. Da. Hai, fă ca oaia. Fac eu? Oaia turbată, deci trebuie turbată. Să fie un pic mai exagerat, așa, mai ieșit din comun. Deci oaia dacă face me, eu trebuie să fac
Ar fi o mai întrebat. Bă, eu ce aveam câine speriat. Câine speriat de viață. Ok. Asta este câine bătut. Ăla câine bătut, zici că bată cineva. Tot speria bătut. Da, e speriat ăsta, da. Merge. Merge, nice. Următorul. Pisică în călduri. Bă, frate, nu mai în călduri. Adina o relevantă. Cocoș tare în gură. Cucuștare în gură. Trebuie să fii mai așa de, știi, de cartier. Pisică în călduri, hai bagă tu primul. Nice. Merge. Bă, deci la video asta cred că ori să piși așa de râs pe ei, ori o să zic că sunt cei mai mari, tardați. Ce treacu faci? Parama, de Caterin că rău de tot. Ia să vedem, pisică în călduri. Așa, pisică, nu motan. Tot, cum contează, că e motan, că e pisică, toate sunt călduri. O pisică în călduri cum face? Nu știu. Miaună, miaună, mâțile pe afară. Și se pun așa într-o parte, ceva de genul, ceva de genul, da, nu știu, e ciudat, da. Cred că răgușesc. Am încercat să fac tot posibilul ca să execută acest animal cât mai bine, hai. Găină, de la tine. Găină? Ok. Tigru prost. Tigru prost. Poate să fie un tigru prost? Un tigru prost, deci o să mă doară gâtul după challenge-ul ăsta, că o să trebuiască să țip, să urlu. Ok. Găină. Găină. Perfect. Ceva simplu. Nimic ieșit din comun, nu ca mine, un tigru prost. Deci dacă tigru face... Nu face... Cum face tigru? Bă, deci... Rage. Rage, dar nu așa. Eu am făcut ca o vacă. Un tigru. Stai mă cum face tigru. Nu faci așa. Băi, nu știu să imit animalele cam deloc. Un tigru prost. Adică stai, tigru prost ar face așa. Pe da. Care nu știi să rag. Lasă să scrie. Tigru cu diarii. Nu este căcată din cu... Stai pe vece. Stai că încerc din nou. Pana. Nu, fail total fail. Nu, frate, nu, eu l-am scris pe ăsta și nu știu de ce l-am scris, pentru că e imposibil să imiți acest animal. Vacă însărcinată, cum vine? La tot l-am pus. Dar uite-te la mine, furnică. Cum faci furnică, mă? Cum faci? Vacă însărcinată. Cum faci furnică, ină, mă? Iau o greutate mai mare de 10 ori decât tine și iau un spate. Da, și mă fac pire. Ok, stai așa să ne gândim. Hai, bă, execută tu, că e mai ușor la tine, trebuie să mă gândesc. Dar cum fac vaca însărcinată? Că trebuie să fete sau cum? Deci vaca face... Da, și una care trebuie să fete, care să scrie mi da, sau care e însărcinată, nu știu. What the fuck? Ăla-i grine. Nu știu. Ăla-i șacal. Da. Bun, furnică. Cum face furnica, frate? De ce l-am scris pe ăsta? Chiar nu știu de ce l-am scris. Adică nu face furnica, cum face furnica? Nici nu face, nu face nimic. Adică lucrează toată ziua. Face un sunet. Nu știu, poate dacă pui un aparat din ăla foarte sofisticat lipit de ea, poate face un buzi din ăla, poate... Asta e țințarul, da? Chiar nu știu, n-am idee. Next. Deci total. Bă, după aia o scaut, cum face furnica. Ceva de genul, cred că sau un buzei din ăla. Mai mult vibrații, cred că sunt de... Trebuie să ai... se comunică prin vibrații, nu știu. Da, un fel de vibrații. Trebuie să ai un vibrator. Să vezi cum fac. Da. Next. Ok. Mai avem patru. Câte două de fiecare, hai. Cal. Cal. Da.
ăla. Mă uitam, face cam guguștuc, guguștuc. Nu, nu face. Da, ceva de genul, nu? Băi, deci nu știu să imit animalele, frate. Guguștuc. Guguștuc, da. Guguștuc. Stai că, dacă mai poți, fac, nu? Bă, nu mai știu. Nu, dar ăla... Ăla cum era, așa? Da, nu. Nu mai știu, cum îl ținea? Și eu făceam înainte, dar nu mai imese. Dar cu știu cum nu face sunetul ăla, deci că face... Da, da, venea, venea și altul. Da. Nu ți se. Nu mai pot, nu, nu mai știu cum țineam, bă, deci cred că n-am mai făcut de 10 ani asta. Fail, fail, fail. Mare fail. Nu mai, nu mai știu, dar ceva de genul ăla. Și ieșea bine, mă. Da, ieșea, 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 nu mai țin minte. Next. Ok, mai avem două bilețele, alege unul. Cred că-s de ale mele, cred. Mamă, unde am încălcat? Așa. Luăm invers? Ca să nu văd. Hai să luăm invers. Unul e mare, unul e mic, se vede deja. Ok, ăsta e al tău, a, nu, ăsta e al meu, că l-ai scris tu. Așa, și ăsta e. Și ăla l-am scris eu. Porumbel. Elefant. Elefant? Ok. Eu adineau n-am făcut elefantul sărcinat? Nu. Da, am făcut doi. Nu, elefant, nu mai țin minte ce ai scris tu. Elefant, elefant în călduri. În călduri. Acum am porumbel. Porumbelul... Nu? Ceva de genul. Hai că tu ai porumbel. Și nu știu cum. Adică știu cum fac, dar nu pot să imit. Nu pot să imit. Așa ceva. Bine, fac diferite sunete. Depinde de rasă. Da. Eu am elefant. Da. Elefant. L-ai făcut deja de grauă. Da. Da, l-ai făcut. Dar cum îl faci? Cum? Cum îl faci? Umez dai cu limba. Da. Uzi puțin. Și de aici buza asta mi-e pe. Și țin puțin mâna că te ajută. Sau de mișto, dar când ții buza la suprafața apei, așa... Da, dar de calma, nu? Dar trebuie să fii udic al meu, deja mi s-a uscat gura cât am da, urlat aici. Am urlat mult, deja mă doare un pic, dar nu contează. Bă, deci chiar am reușit. Cam ăsta a fost challenge-ul. Sperăm că v-a plăcut, pentru că noi ne-am distrat, a fost o nebunie totală. Da. Catering, că m-ați. Urmează partea a doua acum. La el pe canal o să facem alte animale. Deja e postat, adică deja cum vedeți terminarea acestui video, duceți-vă repede și haliți-l și pe al meu. Exact, băgați-vă acolo, abonare, un like, toate alea, da? Așadar, nu uitați, dacă nu v-ați abonat până acum, să vă abonați neapărat, să vă activați voi clopoțelul de notificări de la canalul meu, bineînțeles, și follow pe Instagram, mai jos în descriere. Așadar... Duceți-vă la el pentru că urmează și acolo partea a doua și multe alte ce. O să fie mișto. Da. Alte cam animale, atât. Animale noi. Cine știe ce animale o să mai punem de data asta, nu? Ce ciudățenii. Exact. Deci, cam atât și ne vedem data viitoare. Numai bine. Salut!